Salutare dragii mei pescari, dragii mei abonați, au revenit astăzi cu un nou clip și astăzi voi face un pescuit la plută. E aproape 8 seara, deci într-o oră și ceva cam e beznă. O să mă grăbesc să fac aici montura cu plută, o să vă arăt imediat. Voi pescui la viermi, clasic, da? La viermișori. Deja peștii sunt foarte mulți pe aici, caraș. Ia uitați-vă ce ești la frunze, fraților. Deci ei știind că eu le dau aici seara mâncare, vă dați seama. Am luat într-adevăr și două pâini. Am fost repede, am cumpărat o plută deja făcută, o montură deja făcută și am cerut ceva foarte fin. Am zis, bă, nu știu dacă o să intre ceva mare. Eu o să încerc, vă dați seama, să scot un ciortan ceva. Vă dați seama că ar fi superb. Dar în special să fie o montură mai fină pentru pești mai micuți și să se înțepe mai repede. Și atunci montura asta, normal, zicea omul că e pentru babușcă, dar sincer are cârlig destul de mare, adică na, e un cârliguț aici, o plută de un gram, parcă avea alta mai rigidă, dar cârligul era foarte mare. Adică am luat-o direct să o pun, să o leg și voi pescui bineînțeles pe lansetă, nu pe vargă. Am aici o pungă de viermișori, am cumpărat repede, am lanterna asta că cine știe, dacă nu prindem sau poate prindem și avem un timp bun, poate stau puțin și până mai pe seară și atunci o să stau cu lumina pe plută. Cine știe, nu știu. Și voi scoate lanseta. De ce pescuiesc cu plută pe lansetă? Că vă dați seama, mult mai ușor ar fi pe o vargă. Pui o vargă, ai pus firul și îi dai bătaie. Dar dacă mi-intră un ten, dacă mi-intră un crap, nu pot să-l scot cu finețe asta. Vă dați seama că se rupe firul, e un fir foarte subțire, cred că are 0,14 linia aia. Și atunci eu nu pescuiesc rigid și dacă intră vreunul mare o să rupă și nu vreau să pierd. Și nici n-am coada de mincioc la mine, am doar capul ăsta, în caz că intră ceva, mă descurc, eu sper să-l scot. Hai să pregătesc repede lanseta, o să vă arăt imediat când o pregătesc, țac, pac și cam asta e. Revenim aici frumos, cam o oră și ceva de pescuit sigur și atunci trebuie să scoatem ceva. Hai să vedem. Gata, prieteni, am pregătit și eu aici firul, pur și simplu am tras firul principal pe lansetă și am legat de firul acesta. Foarte interesant cum e lucrat această plută, vedeți, doar aici jos vine firul, că de obicei știți, mai venea și aici prin două stopere, în fine. Deci cam asta este pluta, o plută interesantă, sincer, deci chiar mi-a plăcut când am văzut montura în sine. Aici avem pe firul principal, hai să măresc camera, avem un stopăr de cauciuc și plumbul, ia uite ce plumb interesant. Deci din nou cu cap așa lucrate parcă și sta opritorul, îl muți pe fir unde vrei tu, dacă vrei să-l dai aproape de cârlig, îl dai aproape, ăsta e cârligul, deci la cum pare cârligul e cam un număr 14 așa, da? Și atunci hai să vedem ce poate, mi-am pus niște viermișori aici în cutiuță, bă, nu prea mai mișcă viermișorii ăștia așa, nu sunt așa vioi, sunt ei cât de cât, nu sunt nici morți, a fost foarte cald, gândiți-vă că sunt vreo 35 de grade, cred că la ora asta cu afară. Deci la 8 seara, 8 jumate, cât e aproape, e nebunie, numai 40 ceva de grade a fost. Și atunci hai să bag vreo 2 viermi, îi bag unul alb și unul roșu, cred că îi bag. Da, și vreau să fie mai săltăreți așa. Bine, pot să-i dau și cu un viermișor momentan, că nu știu ce ne așteaptă. Și atunci cum să-i dau? Eu îi trag unul alb așa, pe jumate, îl trag așa mai mult spre tijă. Și unul roșu aici ca să joace. Ce să joace, că sunt cam opăriți. Asta nu e bine, v-am zis, dar asta e. Hai să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă. Pescuiesc la apă mică. Apă mică pentru că peștele stă foarte bine deasupra, dar văd că pluta nu prea se echilibrează, nu? Sau care-i baiul? Ia să vedem. Ah, ba da, mă, uite. Merge și pluta, dar văd că mai greu un pic. Ia, uite. Deja e acolo o grămadă de pește. Ia, uite, de pit numai carașii care s-au dus deasupra. Fai de capul meu, deci carașii cred că e ceva mâncare, vă dați seama și. Ma, ia, că o culc așa un pic, probabil ăștia sunt carași. Chiar sunt curios dacă... Ia, uite-o. Chiar sunt curios, vreau să zic dacă luăm ciortan sau caras astăzi, ceva fain. Hai că am început bine cu un pui de cărășel. Ia uite, cărășelul, a culcat pluta. Îi dau drumul în partea asta altă, uite acolo i-am dat drumul. Hai să vedem, dai că nu e,
O să înțep ăsta mai bine așa. Da, interesantă va fi partida. Ia uite, ia uite. Ah, l-am scăpat, a culcat pluta, m-a culcat-o jos de tot. Deci a ridicat pluta incredibil. Mamă, dar ce să faci cu ăștia, frate? Bă, băiatule, am nevoie de pește mare pe zonă, că altfel e jale. O să-i bag, ia uite, ia uite. A, ăsta e de la mic. O să-i bag un buchet de vierme, eventual. Ca să facem un pic de selecție. Trebuie să vină și ciortan sau caraz mai mare. Dacă nu, să-i fac o altă mumeală, dar eu știu. Gen mămăliga. Ia uite ce trage de aia. Pluta e și foarte ușoară. Finețe, deci astăzi pescuim la finețe. Ia hop, hop, hop. Hop, cărășelule. Hop, cărășelule. Mă, adevărul e că te distrezi. Deci ăștia trebuia să-mi iau o găleată și să stau să culeg din ei, să scap din ei, să le dau drumul în altă parte, la altcineva, nu știu. Hai că-i bag un buchet de viermi. Ce poate să se întâmple la un buchet de viermi? Îi bag viermi chiar dacă cârligul e mic. Tocmai că e bine că nu o să-l observe peștii. Îi bag viermi, tată, și albi și roșii. Ia uite. Hai să vedem ce este. Sunt 5 viermi. Poate intră un caras, un ciortan mai frumos. Ia să vedem. Dau aici pe zona asta, că mă gândeam că sunt ei pe aici, dar bineînțeles că o să mă mut. Ia uite, ia uite, deja e pe ea călare. Opa. Foarte mult pește mic. Ăla mare trebuie să plece cu ea, dacă uite, este caras. La cum culcă pluta, sigur e caras. Numai să dau apa mai mare, poate. Ce mă enervează că nu se culcă pluta imediat, nu intră la fund. Uite, acum, de exemplu, pluta stă dreaptă. Hai, mă. Și mă gândeam că e echilibrată destul de bine. Ia uite-l, frate, cum o duce de colo-colo. Haide, mă. Aha. Asta e, s-a și dus. Deci vă dați seama, pe 5 viermi a intrat de ăsta mic. Pe 5 viermi, frate. Trebuie să vină ceva mai frumos. Dacă nu dau apa mai mare. Trage, 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 trage. O să mă mut după zona asta dacă nu iau. Op, hai mă, credeam că l-am luat. Oricum e distractivă treaba. E distractiv la plută. Te distrezi pe bune. Dacă intră unul mare, vă dați seama ce senzație ar fi. Ia uite-l, mă! Aia zic, tati! Aia zic! Asta e o trăsătură de ciortan. Pluta, tată, la fund frumos. Uite, bă, ciortanul primul. Aia zic, oh, 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 oh. Frumos, mă, bă, chiar dacă e așa micuț, la pălmuț, așa, mai mic, vă dați seama. Dar ați văzut cât de frumos trage un ciortan. Deci, pentru ăștia și, bineînțeles, și mai mari, cărligul ăsta este perfect. Cu 5 viermi, fraților, cu 5 viermi la doamna plută. Ia uite, pluta, ciortanul, da? Superb, ăștia chiar îți fac o partidă faină. Bă, o oră și ceva să stai de relaxare, așa e fain rădăt om. Super. Mamă, ia uite-l, bă.
Mamă, direct, ciurtan. Bă, ce-a dat, ăsta e și mai mare. Băi, frate, abia să culcase Pluta. Ia uite, fraților, Pluta și ciortanul, ciortan frumos la Plută. Ho, 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 ho. Ce frumos a dat în ea, mă. Ce frumos, da, ăsta e mult mai mare. Prins de aici, din colțul gurii. Am mâncat și viermi, stai, te mai doar unul aici pe tijă. Ia uite. Ia uite, tate, ce frumusețe. Ho. S-a eliberat singur. Băi, dar ce frumos a dat în ea. Fix aici, aproape, pe marginea asta. Băi, deci pește e ca lumea pe zonă, dar din cauza lui ăștia mici e greu să mănânce, fraților. Deci, din nou, o să bag 5 viermi, îi scot și pe ăștia, că n-are rost. 5 viermi la cârligul ăsta e perfect dacă iese de ciortanul. Poate intră un caraz mai mare, un ciortan frumos. Hai să vedem. Ia uite-l. Hai la tata. Ciortan. Un nou ciortan. Ăsta e mai mic. Bă, deci ultimii trei numai ciortan. Fiți atenți, ăsta e mai negricios, așa parcă. Deci nu mai diferiți. 5 vieri noi. Ce să mai... Superb, 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 superb. Trăsăturile foarte faine la ciortanașii ăștia. Îi dăm drumul, cum am spus, în partea asta la altă, ca să nu stricăm zona. Le-am dat și puțină... Și puțină pâinică, ia uite ce acolo. Și ca să-i mai atât, să-i mai agăț. Să mai vină să mănânce, să hrănească. Cam așa. Hopa, l-am luat de burtă pe ăsta. Extraordinar. Băi, frate, pe ăsta l-am luat de burtă, mă, cărășel, frate. Ăsta dai la răpitor cu el. Asta e cea mai mare captura zilei. Niște ciortan, de aia să mai vină, că aia sunt... De că a furat un vierme. Mai era unul roșu aici, a? Opa, ia uite-o! Ce plonjon a făcut! Aoleu. Oho! Ciortănelu! Bă, dar ce putere au, mă! Mă, deci e ciortanul față de caras? Bă, băiatule, ciortanul față de caras? Uitați-vă și voi, ăsta cred că e danul ăsta. Deci ciortanii ăștia față de caras și trag bine, mă. Să simte când e caras, să simte când e ciortan. Hai că ai mai bani niște vierme, că mai sunt doar 3. Aha. Ciorti, ciorti. Ciortanu, ciortanu. Nu vrea să trimite și el un părinte. Ia uite câți viermi, frate, ia uite câți viermi. Ce vorbești, mă? Foame am, foame. Ia uite-l, ciortan. Mamă, dar fix acolo. Fix acolo sus salce, până n-am dat-o acolo destul de mult, n-a vrut să vină, mă. Deci după câteva minute a intrat și pe colțul ăsta alături de baltă, pe locul ăsta. Și chiar e frumos ăsta. Chiar e frumos. A mai intrat un așa mai măricel mai devreme, da? Deci ciortan mai frumos. Superb, superb, superb. E bine că am prins și pe locul ăsta, că mai am încă un loc de încercat. Da, pentru cât stăm noi, e ok. Ne distrăm, ne facem plăcerea, ne facem damblaua și nu se știe niciodată de unde sare, ca să zic așa. Bă, dar ce bine s-a înțepat, gata. Ia uite, ce frumos ciortan. Superb. Mamă, dar ce a tocat. Îi lasă așa tocați, că și așa sunt destui. Da? Și atunci îi lasă așa. Mai dau de vreo două, trei ori și după aia mă mut și de aici. Uite, mă, frate. Să joacă cu ea.
Hai să schimbăm locul, mă duc și în partea altă, că să fie un păcat până vine noaptea. Așa pește, pot să prind cam oriunde. Uite ce frumos se vede cu apa pe seară, când nu mai bate soarele. Asta e un cărășel mic. Încarc din nou cu viermi și mă duc acolo. În colțul alalt, e apa un pic mai mare. Avem pomul ăla în apă, hai să vedem dacă ne așteaptă ceva. Hai să încerc și aici câteva aruncări și să vedem. Aici măresc pluta mai mare, la minim un metru trebuie să stea aici. O să încerc să dau mai spre fund. Și să vedem, sper numai să nu agăț, că aici e pomul ăsta care s-a lăsat în apă. Uite, abia acum s-a echilibrat, se echilibrează mai greu. Aolo, și aici e plin de puiet. Și aici e plin de puiet. Să vedem, i-am băgat ca lumea vreo 5-6 viermi. Și poate pică un alt pește. Un ciortan, un caraz mai mare. Mă mir că a intrat câțiva cărășei, dar toți mititei. N-a intrat un caraz mai wow. Aolo, mamă, adică am și făcut-o de toți banii, a băgat-o la fund într-o dată la maxim. Hai că o descârlig și revin, hai de capul meu. Aolo, și exact ce v-am zis, că aici șanse mari să agăți. Ia uite, am luat craca cu cârligul, acum dacă aș rupe cârligul, am eu cârlige de rezervă. Am eu cârlige de rezervă, am și plumb de rezervă, oricum sincer nu prea îmi place plumbul ăla, că nu e chiar așa cum trebuie să echilibrează, să o echilibra ea, dar vine greu. Hai să încerc să salvez totuși montura. O să încerc să trag de asta și nu mai pescuesc aici, mă duc înapoi pe ponton și mai încerc ceva, asta e că poate mă duc în lac până mă duc pe ponton. Așa. Ia uite, a rămas cârligul, deci n-am cum să o trag, frate. E să nu rup linia. Măcar să s-a... așa. Mamă, nu cred, s-a rupt craca. Bă, deci nu cred, s-a rupt craca și nu s-a rupt. Și nu s-a rupt linia, deci nu cred. Cum o să se rupă asta, că asta e foarte tare, mă. Ia uite, mă, frate. Oricum am curcat-o un pic, dar nu e rău. Teoretic, ia uitați, fraților, s-a rupt asta. Ia uite, s-a rupt asta și nu s-a rupt linia. 0.14 de cât era. Ah, că încerc să desfac aici și mă mut pe ponton și mai încerc ceva până vine noaptea. Să vedem, că aici e greu, nu prea stă peștele acum, văd. Joc acum, fraților, ultima fisă. Am aici pregătiți iermișorii. O să dau toată pâinea asta. Toată pâinea asta o dau aici să fac deranj mare. Tot. O să dau pâinea și o să dau printre bucăți. Vreau să chem cât mai mult pește pe zonă. Altfel n-am nicio șansă. Oricum peștii s-au speriat după zonă, după ce am scos caraș ciortan de aici, s-au speriat. Uite, deja a început să vină asta mic. Acolo broasca a luat toată bucata aia. Bă, nu cred, frate, broaștele astea. Și atunci cu pâinea asta, numai asta vreau să fac. Să aduc aici cât mai mult pește pe zonă. Dar v-am zis, peștele mare... Salcea, acolo îl găsim dacă vrem să-l prindem. Da. Cam asta e. Hai să vedem, poate mai scoatem măcar ceva frumos la poză. Dau și aici aproape, peste tot. Pește pe zonă. Hai, băgăm repede și pluta. Aie, tati, marea captură, ia uite, tati, ce captură am luat la plută. Ohoho! Hai de capul meu, pleacă, mă, de aici, băi, frate, o broască la plută, a? Păi dacă ea nu stă cu minte, eu ce să-i fac, măi, fraților? Hai că încercăm să o eliberăm pe aici, ori o eliberăm moartă, ori cum o fi, numai să o eliberăm. Ia uite,
Uai, cât a broscoiul, ia. Ia uite, am ieșit la plimbat cu broasca. Ia, ia, fii atent aici, ia țară. Ia uite. Iop, o țin în lesă. Băi, nu cred, ia. Mai că poate sar pe mine, pleacă, dar aici. Gata, mă, s-a eliberat. Aoleu, mama. Am cu acea ciurta, mă. Ciurta, nu, frate, dar mic, mă. Mic, mic, mic. N-am reușit să păcălesc ăștia mari. Cu toate că au venit la pâine, n-am reușit să-i păcălesc. Nu cred. Ia uite-l. Nu l-am surprins, frate. Ia uite ce ciurtă. Ia uite, bă, ce ciortan acum pe noapte. Fii atent ce negru e. Fii atent ce negru e. Bă, frate, ce filmare am făcut, mă. Extraordinar. Deci încercam să mă uit. Oule, ce frumusețe. Bă, cât de negru e, frate. Băi, frate, cât de negru e. Cel mai frumos e ăsta. Încercam să mă uit aici la plută, la nu știu ce. Și deja plecase. El plecase, frate, cu pluta. Uite, mă, ce frumusețe, bă. Produs aici, dar uite de ce ăsta e altă culoare, prieten. De ce ăsta e așa negru? Spuneți-mi voi. Mamă, la 6 vierni la fel a venit. Băi, de ce să mai măcar închid cu un pește frumos. Eu mai încerc un pic, dar nu știu dacă mai intră. Ia uite ce pește superb. Ce crăpcean frumos. Negru. Ăsta da, ăsta e la palma, așa, pălmaș. Pentru o oră cât am pescuit eu, deja e 9 și e seară, nu e fain să stau pe lanternă, pe ăstea n-are sens. Bă, ce fain, mă, frate, mă, bă, dar cât de rău îmi pare, mă, că nu s-a văzut, mă. Aici e destul de beznă afară, mai ajută camera un pic, dar, nu, mai încerc un pic, chiar m-am bucurat de prezența ciortanului ăsta și cam asta e. Ia uite-l, frate. Bă, deci ți-a atins că acum noaptea. Bă, incredibil, abia am băgat-o. Cred că acum noaptea ar începe să mănânce, opa, tot ciortanie. Hai, du-te, du-te, du-te. Tot ciortanele. Deci acum noaptea ar începe să mănânce bine, dar n-am, deja nu se mai vede nici plută, nici nimic. Asta este toată treaba. Nu, mai dăm așa un pic. Să vedem. Te ajută pâinea. Ia uite-l. Opa. Ciortanul. Mă. Ia uite-l, tata, alt ciortan. Deci acum dacă aș sta un pic de ei mai mult, cred că chiar ar merge bine. Bă, deci am prins, încântat sunt că am prins ciortan mai mult decât caraș. Chiar fain asta. Deci chiar fain să domine ciortanii. Cam asta e. Da, cam aici închid minunata partidă la plută. Ce să zic, prieteni, a fost o partidă scurtă. S-a făcut noapte, am pescuit cam o oră, poate și un pic, dar cam așa să zic. Ceva ciortănei frumușei am văzut, nu. Sper că v-a plăcut, o să mai facem cu siguranță. Nu am stat de el așa cum trebuie. Dar vă mai reveni. Dacă vă place și v-a plăcut chiar și acest episod, un like, un subscribe n-ar strica și aștept și părerea voastră acolo în comentarii. V-am salutat!